Durerea, căldura, înroșirea și umflarea. Sau în limbaj medical, dolor, calor, rubor, tumor. Sunt manifestările clasice ale procesului inflamator. Suntem învățați ca la primele semne de inflamație să acționăm. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Medical Superfit și o să-ți vorbesc despre câteva suplimente nutritive pe care le poți folosi pentru a ține sub control procesul inflamator. Dar înainte de a trece la discuția propriu-zisă, abonează-te la canalul Superfit ca să fii la curent cu cele mai noi informații din nutriție. În mod normal, inflamația e semnalul organismului că există o afectare internă. În stadiul acut, inflamația este un răspuns pozitiv în fața agresorului celular și organic. În timp ce pentru o perioadă lungă de timp clinic manifestă, inflamația se traduce ca fiind responsabilă de suferința organelor interne, ceea ce va conduce la distrucție organică și dezvoltarea bolilor cronice. Printre soluțiile naturale pe care le avem la îndemână și prin care se pot reduce efectele sau intensitatea inflamației, se numără folosirea acizilor grași omega-3, curcumina, ceaiul verde sau capsaicina din ardei iute. Rolul acizilor grași omega-3 în reducerea inflamației a fost publicat în numeroase studii. Astfel, acizii grași omega-3 care se găsesc în uleiul de pește pot reduce direct enzimele degenerative. Suplimentele alimentare cu ulei de pește pot reduce inflamația la nivelul vaselor de sânge. Doza corectă variază în funcție de potența suplimentului. Unele produse sunt sub formă de pastile, în timp ce alți producători vând omega-3 sub formă de ulei. Când se utilizează aceste produse, nu trebuie uitate instrucțiunile de pe ambalaj. Acizii grași omega-3 și ulei de pește pot avea și contraindicații. O altă substanță naturală este curcumina. Specialiștii au observat că această substanță ce se extrage din turmeric poate reduce inflamația asociată factorilor care duc la obezitate. Mai exact, concluzia studiului a arătat că această substanță, curcumina, a produs anumite modificări în calea de producere a hiperglicemiei, hiperlipidemiei sau a rezistenței la insulină. Curcumina a fost de asemenea sugerată ca tratament pentru colită ulcerativă, boli neurodegenerative cronice, artrită. S-adenozilmetionina, sau pe scurt SAM, e utilă în reducerea inflamației și durerii asociate în artrite. În funcție de boala pacientului, se poate administra și acest supliment nutritiv, respectiv 200-800 mg de două ori pe zi, în cazul fibromialgiei, o boală cronică ce se caracterizează prin durerea ale mușchilor și ale țesutului moale. În timp ce pentru osteoartrită, doza recomandată este de 600-1200 mg de 3 ori pe zi. Despre ceaiul verde și consumarea lui în luptă cu inflamația s-a scris foarte mult. Mulți doctori recomandă consumarea 3-4 cești de ceai verde pe zi sau sub formă de extract, 300-400 mg pe zi. Cu toate acestea, trebuie o anumită precauție pentru că anumite persoane sunt sensibile la cofeină, mai ales prin prisma simptomatologiei, și anume să nu consume ceai verde dacă se știu suferind de aceasta. Boswellia este o substanță întâlnită special în partea asiatică, în India și în lumea arabă. Ea poate inhiba biosinteza leucotrienelor, afectând astfel diferite boli inflamatorii care sunt perpetuate de leucotriene. De asemenea, o combinație de Boswellia și curcumina a arătat eficiență și tolerabilitate superioară în comparație cu utilizarea antiinflamatoarelor clasice. Doza recomandată este 300-500 mg de două ori pe zi. Despre capsaicină, oamenii știu că dă senzația de căldură atunci când consumă ardei iute la o masă. Deși, odată izolată acum 100 de ani în urmă, se indica un aspect. În componența ardeiului iute, numai 12% este capsaicină. Substanța P care intră în componenta capsaicinei poate reduce senzațiile și capabilitatea de a simți durerea. Gheara pisicii cuprinde diverse plante din familia Rubiaceae, din zona junglelor tropicale din America de Sud și Centrală. Scoarța din gheara pisicii este utilizată în tratarea artritei, bursitei, dar și al tulburărilor intestinale. Ingredientele active sunt polifenolii, alcaloizii și steroli. Diverse studii indică această plantă peruană ca fiind cea care duce la o scădere generalizată a mediatorilor proinflamatori. Gheara pisicii poate fi consumată sub formă de ceai sau ca extract standardizat sub formă de capsulă, 20-60 mg zilnic. În încheiere, un mesaj important. Inflamația este un mesager al organismului, dar poate fi ameliorată natural prin suplimente nutritive. Sper că aceste informații să-ți fie de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești.